Un nou membru al Consiliului Local Ploiești, în cadrul ședinței ordinare de astăzi, Radu Valentin Mateescu a fost numit în funcție din partea Partidului Democrat Liberal. Acesta ocupă locul lăsat liber de Cătălina Nicoleta Bozianu, care după trecerea la Partidul Mișcarea Populară și-a pierdut mandatul de ales local. Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind validarea mandatului în Consiliul Local a domnului Radu Mateescu. Este pentru. În cadrul ședinței, Radu Valentin Mateescu a depus jurământul în noua sa calitate. Poftim, domnul consilier, să depunem jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și prin priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ploiești. Așa să mă ajute Dumnezeu. În trecut, Radu Valentin Mateescu a mai ocupat funcția de consilier local al municipiului Ploiești.